Programul de guvernare anunțat de PSD în campania electorală se respectă, precizează liderii PSD Dâmbovița, exemplificând chiar prin măsurile adoptate în ultima vreme. În proiectul de buget pe 2017 sunt conținute măsuri din programul de guvernare al Partidului Social Democrat referitor la creșterea salariului minim, la eliminarea acelor taxe care a fost aprobată prin lege adoptată de Parlamentul României, iar construcția bugetului are în vedere și asigurarea premiselor pentru dezvoltarea economico-socială. Printre măsurile prevăzute în programul de guvernare s-a aflat și acordarea tichetelor de vacanță angajaților din sistemul bugetar. S-a luat în discuție acordarea unui tichet de vacanță pentru bugetari cu valoarea unui salariu minim pe economie, deci 1450 de lei, care va fi acordat începând cu data de 1 iulie 2017. Deci este încă o măsură promisă de guvernul Partidului Social Democrat și care va fi transpusă în practică. Anunțul a fost făcut la nivel național de către ministrul turismului Mircea Dobre.